să îl salut pe domnul viceprimar Lucian Micu, ce ne onorează astăzi cu prezența, și de asemenea să îi mulțumesc în mod deosebit atât domnului viceprimar Micu, cât și invitatului nostru de astăzi, istoricul militar Sorin Drumuș, care ne face cinstea de a ne prezenta o prelegere legată de tematica noastră specifică de astăzi. La fel, vreau să semnalez prezența în sală și să mulțumesc profesorilor dumneavoastră, profesor colaborator, care sunt și colaboratori de tradiție ai Muzeului de Istorie din Romani, doamna Mihaela Grapă, de la Colegiul Național Roman Podă, doamna Claudia. Festivitatea religioasă și militară,
după care am primit o serie de surprize pentru toți cei care vor dori să vină să petrecem împreună această zi de sărbătoare națională, un festival culinar internațional, unde vom avea posibilitatea să degustăm tradiționala fasole cu ciolan, cu țuică fiartă, din piept și așa mai departe, toate aceste bunătăți tradiționale în această zi de mare sărbătoare. Dați-mi voie ca numele primăriei Cluj-Napoca Română, numele domnului primar și al meu personal, să vă urez încă de pe acum, la mulți ani cu ocazia zilei naționale, la mulți ani în România, la mulți ani români. Roman, pentru că este întotdeauna ca entitate administrativă alături de noi, dar și fie prin reprezentanții săi și cu inima alături de tot ceea ce înseamnă istorie românească și romașcană. Vă mulțumim! De asemenea, v-aș ruga să acordați un bob de regal și o maximă atenție pentru o scenetă pregătită de elevii de la Liceul Teologic Ortodox, Episcop Melchisedec, scenetă despre care v-am spus că este intitulată 1 decembrie, pregătită de elevi, de coordonarea părintelui profesor Bogdan Ciobanu și de scenariul pus la dispoziție de către doamna profesoară de limba și literatura română, Gabriela Zisu. Haideți să venim în sală și să-i ascultăm. Vă rog! Așa, vecine, lăsa este seama la urse, pune-l pe poziția a treia. Iar tu, pune seama la mici pe poziția a cincea. Seama, frații vine pe locul întâi, iar la spane pe al doilea. Mai rămân trei poziții, trei steaguri. Pune steagul austarii pe locul al patrulea, al Angliei pe al șaselea, iar al Argentinei pe al șaptelea. Nu le pune așa de apropiate pe cele Anglii și pe cele Argentinii, că sunt certat din nou pe insulele acelea. Ba, lasă, că la mine era poartă, nu s-or certa. Dar de ce ai pus steagurile astea la poartă în Moși, Gheorghe? Ții un congres internațional în casă? Nu, mă, vecine, ți-a transformat casa în hotel. Ia nu mai râdeți din nou cu păroară. Ce? Nu știți că mâine este ziua mea? Dar știm, nu ne cinstești dumneata în fiecare zi de 1 decembrie, zicând că ai mai întinerit cu un an, dar până acum nu ai pus și steagul la față. Dar chiar într-o anumită ordine, ca la competițiile sportive. Dar ce nu știți voi este că mâine va fi o aniversare cu totul deosebită. Că vin toți copiii și toate fetele împreună cu soții și soțiile lor. Ei, și mai bine pun un singur steag. Steagul românesc și gata. Noi toți ceilalți spunem steagul românesc de 1 decembrie, fiindcă nu-i doar ziua Dumitale, ci și ziua țării. Da, măi vecini, dar toți copiii mei s-au dus prin străinătate. Am 7 copii, fiecare căsătorit în altă țară. Mă ne vin din 7 țări diferite, împreună cu tovarșul sau tovarășa lui de viață. Aș vrea să vadă din uliță că e așa cu drag și că-s bine primit și ei și azi. Și le spui și noi povestea nașterii tale? Păi, ei nu știu cum Moș Gheorghe s-a născut odată pe țară. Cum adică odată pe țară? Când au cucerit romanii Dacia, păi fi nepotul lui Traian, împăratul Romii, Moș Gheorghe. Odată cu România de-o doloață, măi, adică rotundă și întreagă. Măi, purița mea Dumnezeu Soiete mi-a povestit totul cum a fost de-a fi la păr. Aceasta este cea mai dragă amintire pe care o am de la ea. Povestea despre cum a născut ea pe mine la Alba Iulia. Mai povestește-mi o dată întâmplarea, Moș Gheorghe. Eu, unul, deși eu știu aproape pe de rost, tot vreau să mai aud o dată povestea dumitare. Îmi amintesc eu, Moș Gheorghe, cum ne povesteai în fiecare an. Era o dimineață rece de iarnă. Să mă corectez dacă greșesc. Pe șoseaua care ducea la Alba Iulia, mergeau căruțe românești și buchete de chiote și veselie. Pe cealaltă parte se retrăgea armata germană, izgonită din România, tun după tun. Mama ta era și ea acolo, încercând să înfăptuiască unirea cea mare. Tatăl tău a încercat să o oprească, dar ea a spus. Vrea și băiatul acesta să poată duce la unire. Care băiat? Băiatul pe care îl așteptăm să vină pe lume. Dar de unde știi că este băiat? Băiat este, de vreme ce este atât de hotărât să vină pe lume la Alba Iulia, într-o zi atât de importantă. Vrea să fie liber într-o țară liberă, rămână în România. Chiar așa este, Moș Gheorghe. Chiar așa de cine. De aceea îți este atât de drag când strigă cineva, trăiască România!
De parcă ți aduce aminte de veselia celor de atunci de la Alba Iulia? Mi-aduc aminte de mama mea ce fericită că naște suflet nou în țară nouă. E frumoasă poveste, Moș Gheorghe, dar nu prea se potrivește cu steagurile astea străine, nici cu soarta copilor tăi. De ce ai lăsat-o să plece de România asta frumoasă pe care și-am luat o plăcești? Păi, credeți voi că m-am umblat? Ia că așa s-a întâmplat. Și eu sunt necăjit. Parcă mai ieri mă umbiam cu soțioara mea, dar am luat-o Dumnezeu. Sunt singur și părăsit. Lasă, vecine, că ești cu noi. Mai nu plecăm nicăieri, Moș Gheorghe. Dar ce văd? O mașină din alea mari străine. 2, 3, 4 și niște taxiuri. Ce-ar fi căutând prin povărnișurile noastre? Urcă greu, se opresc, pornesc din nou. Vă duc să mă schimb. Nu te gălbi, Moș Gheorghe, că uite s-a oprit. Urcă greu prin drumurile noastre, pentru că sunt gros, dar a luat-o pe jos. Dar ce mulțime mare și ce frumos sunt îmbrăcați, mai ales doamnele. Mă grăbesc. Deci și voi și vă schimbați. Înălțați steagul românesc pe la porți. Apoi faceți în plăcerea și veniți să am cuis să mă mândesc cu feciorii și prietenele. O să venim, venim, venim. Cum să fac? Semnă, vă, mi gustă esta casita. Bine ați venit, copiii mei. Ce bucurie îmi faceți că veniți cu atâta mare de vreme. Vecinilor, bucurați-vă și voi alături de mine. Ai o familie frumoasă? Acesta este francezul. Locuiește în Franța, la Nurandu, la tot de mari. Bine te-am găsit, tată! Arăți mai bine decât în pozele pe care mi le-ai trimis. Bună ziua, vecinilor! Bună ziua! Iar eu? Eu sunt spaniolul. Iar ea e erora ta, Carmen, pe care nu ai văzut-o decât în fotografie. Ea e de la Madrid. Ce mult mă bucur să te văd de gustele. Și Carmen se bucură. Ea e făcut o mare bucurie cu toate steagurile acestea. Ce idee grozavă! Eu sunt Basiliu sau Steacul. Adică Vasile al tatei, cu soția mea și a lor. Mă alătur ție cu bucurie în această zi de sărbătoare. Eu vin din celălalt capăt al lumii, din orașul Sydney, unde de 1 decembrie nu e iarnă, ci vară. Mă numesc Stefania, pe soția mea o cheamă Helen. Helen. Bună, tatei. Eu sunt prima fată, sunt americană, mă cheamă Mihaela, iar soțul meu e Michael Trump. Dar la regele e rău la Trump. Eu sunt a doua lui fată, sunt englezoare. Tata îmi zicea Mărioara, iar soțul meu e William. Eu sunt Ezina, dar de fiecare ce mă numesc Lorita, eu sunt că vă iau cu bine de adresitare. Vedeți că au venit cu toți, așa cum am anunțat, au înțeles între ei și în sfârșit ia pe toți acasă în același timp. Felicitări, Moș Gheorghe! Bon anniversaire! Feliz concert! Dar voi, pe soțiile astea nevoastre, nu le-ați învățat nici măcar 3 cuvinte românești? Nu le-ați învățat și ele să zic acolo la mulți ani? Păi, să vezi, dragă tată! Noi ne-am gândit că o să-ți placă să auzi cum vorbește fiecare în țara sa. Doar vezi și tu că în filme, fiecare țară se vorbește altfel. Dar la mine în țară, măcar de ziua mea, care finește de ziua României, nu se poate vorbi măcar un pic românește. Dar trebuie să nu interpreta greșit. De fapt, am vrea să te obișnuiești puțin cu limbile străine ca să poți să arăși. Ce să arăși fata mea? Eu trebuie să-ți spun totul. Am sarcini în partea tuturor din cea mai mare. Noi ne-am hotărât să alegi unde vrei să locuiești. Poți să stai pe puțin la fiecare sau să alegi pe amândoi cei 7 copii ai tăi. De aceea și vorbim cu tine limbile din care venim. Țărilor din care venim. Ca alegerea să poți face și după limba care îți place mai mult. Ce zici? Cum fata tatei, acesta este cadoul vostru, nu s-a gândit niciunul din voi că aceasta nu este decât o jignire și un motiv de tristețe pentru mine? Cum să plec din țara mea, feții mei? Cum să las munții veșnici, faze și pădurile curate și pline de palme? Cum să las pășunile, boile și vacile? Cum să las casa, vecinii și satul? Cum să las limba, obiceiurile și neamul? Bună ziua tuturor! Pentru cine mă cunoaște, eu sunt prima lui satul. La mulți ani mă întâlnesc. Dar ce-i cu dumneavoastră? De ziua dumneavoastră s-a furat tot satul. Acum, îți-au venit copiii, te-a părinit și curățul? Bună ziua, că ați venit doctorul satului. De ce plânge sărbătorii cu domnul primar? I-a adus poveste cu asta? Nu știu, doctor, îți întreba de copiii nu-i faci. Dumnezeu cu voi, ce este la urare. Văd că Moș Gheorghe plânge de bucurie. La mulți ani, Moș Gheorghe.
La mulți ani, Moș Gheorghe! Iată, Moș Gheorghe, cum te iubești pe un sat. S-au strâns aici la tine, mai mult zic la mine la ce tot așa, Moș Gheorghe, șterge lacrimile și primește urările noastre, așa cum se cuvine. Vă mulțumesc din suflet, oameni, mi-ați potolit durerea din suflet, căci, iaca, au venit acești copii ai mei cu o mare lovitură pentru mine. Mi-au adus cadou ca să mă mut cu ei în străinătate, pregizând că acesta este cel mai frumos care nu-ți pot juda. Nu te spăra, Moș Gheorghe, dar poate să trăi mai bine și pe alte mileagă. Bine se trăiește oriunde se muncește cu dragoste de viață și de semeni, părinte. Aici, în satul acesta, rădăcinile mele sunt atât înfipte. Veșnicia s-a născut la sat, spune părintele Lucian Blaca. Satul românesc este acela care transmite peste an în tradiția portului cântecul județului popular românesc. Dacă le comunicăm și le transmite pe acestea din generație în generație, vor rămâne veșnic români. Dacă mă scoți de aici, e ca și cum ai tăia un strejar din rădăcini. Așa e. Domnilor, ladies, and Mr. Gheorghe, noi am înțeles că s-a mulat cadoul nostru de port de aici de naștere. Nu supărare, nu problemă. Pentru că avem un al doilea cadou. Un cadou surpriză. Ca? Ce cadou? Ce care? Nu știu, Tom, de unde mai pot scoate un cadou mai mare ca acesta pe care a murit voi să-mi zicați rostul. Nu, frate, noi am înțeles că nu vrei să te mulți la noi, dar ne-am gândit, cum am dorit cadou, să-ți facem o mare surpriză. Noi, în urmă, ne-am venit să ne uităm noi la tine în sat. Acesta este cadou. Ce zici? Cum să veniți voi la mine? Da, tată, acesta este al doilea plan al nostru. Cadouri de rezervă. Dacă tu nu vrei să treci în străinătate, atunci ne uităm noi toți aici. Eu fac chiar aici o fabrică de brânzeturi și alte produse lactate. Am toate planurile. Mami, soția mea, care este specialistă în zootehnie, mă va ajuta. Da, da. Cum e bine. Iar noi doi o să facem o fabrică de nutrițuri pentru animale. Iar noi o fabrică de cărșăminte pentru solurile de deal și de munte. Ele și cu mine facem o fermă model ca în Australia. Așa că vom face o bancă și o societate de asigurări. Și noi vom face o fabrică de textile pentru prezentare. Domnico și cu mine trebuie să facem un calorie, chiar ai înțeles. Da! Sperăm să găsim înțelegere de la domnul primar, dar și de la SSE. Da, se găsim. Așa veniți acasă, dragi. Așa cadou, așa surprize, chiar mă bucură. Vine și mie dorința. Ce ziceți, oameni buni? Să primim? Cum să primim? Mulți ani trăiască! Vă anunț că de ziua lui Moș Gheorghe a cântat mereu și imnul României. Așa că vă invit pe toți ca de ziua lui să cântăm imnul de stat al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adâncire barbarii de tiran, Moș Gheorghe nu va fi uitată, nici noi nu vom dispărea ca etnie, ca națiune. Haideți să coborâm în istorie și să ascultăm ce s-a întâmplat cu acea generație a lui Moș Gheorghe. Îl invit pe istoricul Sorin Frumuș să vă vorbească. Amânarea României în primul război mondial, după 2 ani de neutralitate, a zguduit puternic sufletele românilor, după cum remarca marele istoric Constantin Chirițescu. La jumătatea anului 1916 se desfășurau acțiuni militare la toate granițele țării noastre.
statele vecine, practicând între cele două alianțe militare, Antanta și Puterile Centrale. Participarea României la război era dorită pe ambele tabere, în egală măsură, dar dorită în principal necesității asigurării materiilor prime, petrolului și frăilor, produse vitale de asigurării campaniilor militare. Mai mult de jumătate din Românul și neamul nostru se afla sub ocupație străină, astfel încât constituirea unui stat românesc, care să cuprindă toți românii pe tot Pământul românesc, era un ideal național. În acest context, planul de campanie al armatei române prevedea ducerea unui război pe două fronturi, la nord și nord-est, pentru eliberarea Transilvaniei aflată sub stăpânirea Austro-Ungariei și la sud, la granița cu Bulgaria. În cele din urmă, în anul 1917, sprovenirea misiunii militare franceze, aceste două planuri, conceptute de mare stat major al armatei române, s-au dovedit a fi eronate. Armata română a început campania din 15 august pe două fronturi, cum vă spuneam, un front în Dobrogea, care s-a sfârșit, din păcate, în mod rușinos, atât pentru armata română, cât și mai ales pentru oamenii politici, care în perioada aceasta de neutralitate de 2 ani, nu au contribuit cu toate eforturile la înzestrarea și echiparea armatei române. Satul Sucaia, între 1 septembrie și 6 septembrie 1916, a avut loc o înfrângere dezastruoasă a armatei române, de care știm foarte bine, se vorbește foarte puțin, despre ea trebuie adusă în evidență. De partea cealaltă, ofensiva din Transilvania, condusă de Armata de Nord, Armata de Nord care avea în subordine și Divizia 7 Infanterie, cu sediul la Roman, sediul Diviziei 7 Infanterie, fiind romașcani, o să încerc să localizăm puțin această mare unitate din Divizia 7 Infanterie și regimentele care au făcut parte din această mare divizie, care au contribuit la construirea Marii Unii. De sediul Diviziei 7 Infanterie se află unde, aproape de gară, unde e clădirea, a fost a clădirea Mareșal Plezan, actualul loc unde se eliberează cărțile de identitate, da? Știm toți. Acolo s-a înființat în 1883 comandamentul Diviziei 7 Infanterie. Această Divizie 7 Infanterie, o mare unitate a armatei române, avea în subordine mai multe unități, răspundea teritorial și de Bacău și de Suceava și de Piatra Neamț. O să mă refer numai la unitățile cartieruite, cum spunem noi militare, adică dislocate în termeni civili, în orașul nostru. Astfel, Regimentul 14 Dorobanți. Regimentul 14 Dorobanți, regimentul care a participat și la războiul pentru independența României, s-a aflat în cazarma care se găsește acum pe Bulevardul Republicii. Știm foarte bine, da? Și acum există acolo unitate militară, este un centru de depozitare. Bun. În aceeași cazarmă se mai afla și Regimentul 54 Infanterie. Acest Regiment 54 Infanterie era constituit din Batalionul 4. Deci Regimentul 14 era 4 batalioane, Batalionul 4 se înființa numai în caz de mobilizare. Dar putem să rulăm fotografiile, după aia să rulăm. La rampă, pe strada Dumitru Mărtinaș, se aflau unitățile, e și acum o mare unitate acolo, de logistică, se aflau unitățile de artilerie. Regimentul 4 Artilerie și Regimentul 8 Artilerie, transformat în aprilie 1917 în Regimentul 8 Obuziere. În mai jos de Roman Vodă, pe strada Mihai Eminescu, actualul sediu al unei desfășoară Colegiul Tehnic Ion Costin, se afla Regimentul de Cavalerie. Deci, dacă o să observați, clădirea respectivă, acolo erau foarte multe cavalerie. Acest regiment de cavalerie a făcut și războiul de independență al României. Deci am încercat cât de cât să localizăm aceste structuri care au participat la primul război mondial. În afară de aceste structuri, am avut și aerodromul militar. Chiar acum rulează aerodromul militar din Roman, imaginea provine cei drept în al doilea război mondial. E singura imagine pe care am identificat-o în activele militare de pe acest aerodrom. E de primul război mondial, chiar de 20, din al doilea război mondial, de 22 iunie 1941. Acest aerodrom militar de Roma era dislocat undeva pe locul actual al fabricii Chimia, dezafectat. Cei mai tine, nu știu dacă cunoașteți, spre, de la gară, Mihai Cătă, cartierul Mușcăresc. În spate acolo era aerodromul militar de Roma, înființat la începutul primului război mondial. Cum vă spuneam, în acest context, planul de campanie al armatei române prevedea ducerea unui război pe două fronturi. La declanșarea războiului, Divizia 7 Infanterie, cum vă spuneam, era subordonată Corpului 4 Armată, care își avea sediul la Iași.
Corpul 4 armată, practic, îngloba toate unitățile militare din Moldova. Era o structură extrem de mare, armata română era împărțită în 4 armate. Armata 1, a 2, a 3 și a 4. Armata a 3 era condusă de viitorul mareșal Alexandru Averescu, armata a 4, care ne interesează pe noi în mod deosebit, pentru că unitățile militare din garnizoana Roma erau subordonate acestei armate, îl avea la comandă pe mareșalul Constantin Cezar. Nu putem să vorbim despre primul război mondial fără a evoca personalitatea mareșalului Constantin Prezan. Mareșalul Constantin Prezan își doarme somnul de veci la 40 ceva de kilometri de orașul Roma, pe șoseaua spre Vaslui, localitatea Schinedea. Localitatea Schinedea a aparținut de vechiul județ Roma. Un portret extraordinar a făcut nimeneanul de Nicolae Ioșa. Constantin Prezan a intrat în primul război mondial, a intrat cu moșie la Schinedea și când a terminat războiul, s-a întors tot acolo unde s-a și se odihnește somnul de veci. Deci a fost un om incoruptibil, a fost un adevărat comandant militar, unul din cei mai mari comandanți militari ai armatei, nu mai române, consider eu, ai primului război mondial. Nu s-a implicat politic, spre deosebire de rivalul lui, între ghilimele, rivalul în sensul bun al cuvântului, mareșalul Alexandru Averescu, care a avut o carieră și politică și deosebită. Misiunea de bază a armatei de nord era aceea de a fixa inamicul pe vechea frontieră și de a pătrunde prin cercătorile Carpaților pentru cucerirea Transilvaniei. Conform ordinului militar armată din unitățile subordonate Diviziei 7 Infanterie Roman, deci din aceste subunități s-au constituit grupulețe, să le spunem așa, de unități care acționau independent unele de altele. Deci nu, având în vedere că luptele se duceau în zone muntoase, cu o oarecă sfășurare foarte vastă, dar cu locuri greu accesibile, s-au constituit mici grupuri. Din Diviziei 7 Infanterie s-au constituit două grupuri. Grupul US s-a numit și grupul Ghimeș, după localitățile în care își desfășurau activitatea în momentul respectiv. Ca să avem o imagine asupra efectivelor care erau angrenate în luptă, efectivul grupului US, de exemplu, se ridica la 5.027 de ostași, pe când al grupului Ghimeș, mai numeros, 8.892. Deci, iată, de aproape 14.000 de luptători. De luptători în Divizia 7 Infanterie. Având în vedere că orașul nostru, la ultimul recensământ din 2012, numără cu 54.000 de locuitori, să avem imaginea ceea ce înseamnă 14.000 de luptători. E o sumă foarte mare. La data de 19 august 1916, unitățile din compunerea Diviziei 7 Infanterie înaintează și resping rezistența inamicului în văile superioare ale Mureșului și Ozului. Din păcate, la această dată nu s-a reușit stabilirea legăturii între cele două armate române și nici între frontul românesc și cel rusesc. Aici e o discuție foarte mare. Relațiile de comandament dintre armata română și armata rusă au funcționat foarte, foarte prost, să spunem așa. După 35 de zile de lupte, continuă armata de nord înaintase 80-100 de kilometri în interiorul Ardealului și ajunsese la data de 20 septembrie, deci vorbim de aproape o lună de la intrarea în război, pe linia Ivănești-Moșeluș-Listuru-Secuiesc, la 10-20 de kilometri de Regin și Sighișoara. Iată că o înaintare spectaculoasă a armatei de nord, aflată sub conducerea mareșalului Prezan. Divizia 7, la comanda Diviziei 7 Infanterie se afla generalul Ion Istrat. Datorită pasivității forțelor rusești, cum vă spuneam, coroborată cu succesul aliaților pe celelalte fronturi, victoriile obținute de armata de nord nu au putut fi fructificate. Deci, spre deosebire de celelalte patru armate, armata de nord, aceasta din Iași, din Moldova, din Roma, cu Divizia 7 Infanterie, era singura armată română care a avut un real succes. Datorită, cum vă spuneam, faptului că aceste victorii nu au fost coroborate cu victorii celorlalte armate care se desfășurau pe celelalte fronturi, s-a ordonat încetarea ofensivei. La data de 1 octombrie 1916, armata de nord își încheie retragerea, deci ne retragem deja pe vechea frontieră, în zona județului Bacău, Oituz, în pasul Ghimeș-Palan. Divizia 7 Infanterie cu unitățile subordonate ocupă un dispozitiv defensiv ce cuprinde pozițiile ce domină Valea Tozului.
în apropierea pasului Ghimeș-Palanca până la Valea Doftanei. Valea Totușului este una din cele mai importante linii de comunicații, fiind, practic, poarta de intrare cea mai importantă pentru trecerea din Ardeal în Moldova. În intervalul de timp de la 1 la 15 octombrie 1916, Divizia 7 Infanterie Roman, atenție, în această perioadă de 2 săptămâni, Divizia noastră 7 Infanterie Roman a înregistrat un număr de 14 ofițeri și 446 de soldați morți, 33 de ofițeri și 2183 de soldați răniți, precum și 4 ofițeri și 1463 de costanți dispăruți. Nu vreau să vă plictisesc cu aceste cifre. Doresc mai să fixăm numărul mare de victime în momentul respectiv. La data de 12 noiembrie, regimentul 14 Roman este înlocuit de trupe ruse, iar a doua zi se îmbarcă în gara Comănești și debarcă la Onești. Ordinul era următor. În sud, armatele bulgare și germane amenințau capitala. În această situație, toate unitățile din nordul Moldovei primesc ordini de regrupare, deci ne aflam unitățile de 7 infanterie, se aflau undeva, am spus, Târgu Ocna, Comănești, Onești, se îmbarcă în garnitură, pe calea ferată și se deplasează pentru luptele pentru apărarea Bucureștiului, a capitalei. Pentru că știm foarte bine, în orice război, căderea capitalei înseamnă, practic, disoluția statului respectiv.